În episodul anterior, o voce misterioasă a chemat-o pe Elysia. La vechiul habitat al Daliei cu 9 cozi. Acea voce a îndemnat-o să atingă arborele fermecat, transformând-o și pe ea într-o vulpe cu 9 cozi. Și a ajutat-o să se reîntâlnească cu cineva cunoscut. Chet? Dar eu nu te-am învins? Dacă ar fi fost suficient de calmă pentru a se gândi la asta, Elysia și-ar fi dat seama că acela nu era Chet. Tânărul acesta era Charlie. Un băiat de liceu din viitor? Adolescentul a fost atras în trecut printr-o magie ciudată. Dar furia a împiedicat-o pe Elysia să recunoască asta. Wow! Aproape că m-ai păcălit! De unde vine copacul ăsta uriaș? Templul ăsta arată uimitor și statuile astea sunt foarte drăguțe! Iar tu, sunteți prietenii cosplayer, angajat să mă tachineze? Cosplayer? Ce-i ăla? Superbă! Ce? Unde m-ai băgat? Scoate-mă de acolo imediat! A? Magia mea a dispărut din cauza acelui colier! Dar de ce îmi pare familiar? Dă-mi colierul! De ce-l porți atât de strâns? Nu știu! De unde a apărut acest colier? Dacă îți place așa mult, poți să ți-l dau! Dar de ce nu pot să-l scot? Ia să văd! Instrucțiuni pentru scoaterea unui colier. Poate el nu e adevăratul Chet? Ha? Vine cineva? Miss? Ce Wi-Fi este aici? Ha? Unde e? Oh, prințule! O trupă de soldați a apărut din senin și l-a luat pe Charlie. Prințe Chet, ai lipsit prea mult timp. Regele te-a căutat. Ha? Dar eu sunt Charlie. Asta e prea mult. Îmi sunt încălcate drepturile omului. Vă voi raporta la poliție. Vulpea cu 9 cozi a fost nevoită să urmeze oamenii la palat. Strada antică este fără clădiri înalte. Vrăjitori, ca în Harry Potter? Un palat magnific. Și o grămadă de soldați și servitoare drăguțe. Nu e un vis? Chiar am călătorit în trecut. Ca în filmul Înapoi în viitor. E timpul să te schimbi, prințe? Charlie era complet șocat. Dar totuși, cine ar putea să rămână calm dacă ar afla că deodată a călătorit în timp? Trebuie să vorbim! Spiritul unei vulpi? Magie? Un prinț vrăjitor malefic? Sunt prea multe pentru o zi. Trebuie să-ți ascunzi identitatea. Între timp, eu voi încerca să scot acest colier. Păi, nu există vreo altă cale? Băiatul de liceu trebuia să trăiască ca un prinț și, evident, nu era ușor. Port haine superbe de prinț! Ce faci? Elysia trebuia să-l învețe pe Charlie cum să se poarte ca un prinț. Stai drept! Trebuie să mănânci într-o manieră nobilă! Cartea asta și toate aceste cărți trebuie să le citești pentru a înțelege cum funcționează regatul. E prea mult! Ești cumva mama mea? Nu! Acum citesc! Mai încet! Nu-l speria! Să-mi fac un selfie prima dată când călăresc un cal! E fără speranță! În cele din urmă, Charlie a început să se adapteze la viața regală. Oh, uită-te la el! În viața asta nu vreau să mă căsătoresc decât cu Chet! Nici să nu visezi! El îmi aparține mie! E al meu! E al meu! Al meu! Al meu! Al meu! Charlie și-a folosit cunoștințele din viitor pentru a-i ajuta pe oamenii acelei epoci. Ce miracol magic! Chiar te-ai dezvoltat mult, Chet! Oh, este și politicos! O vulpe cu 9 cozi!
Găsiți-o imediat! Găsiți-o prin orice mijloace! Pe aici! Ce asta? Nu e posibil! Elysia și-a dat seama că, probabil, pierderea magiei nu era un lucru atât de îngrozitor. Îmi pare rău, am crezut că ești Chad! Asta e un telefon, dar acum nu mai are baterie deloc! Asta e o brichetă! Asta e o lanternă! Mă orbește! În viitor sunt lucruri mult mai mișto! Dacă ai veni în viitor, probabil ai fi la fel de faimoasă ca Taylor Swift! Destul de drăguță! Sunt atât de frumoasă! E mai bine în viitor, așa că nu pot să stau aici. E plictisitor. Corect, corect, iar eu trebuie să-mi recuperez colierul și magia. Elysia a găsit pe neașteptate un indiciu despre colier, chiar în biroul lui Chad. Doar poartă colierul în peșteră și acesta va dispărea, iar eu îmi voi recăpăta magia. Deci nu o să mă mai vezi niciodată, asta e bine pentru tine? Așa e. La revedere! Mulțumesc pentru tot! Dar cei doi nu se așteptau ca sosirea lor acolo să facă parte din... Bună, fostă soție! Chad! Chad era încă în viață după ce Elysia l-a învins. O parte din esența lui a fost găsită de servitorul său loial. Apoi servitorul a folosit colierul pentru a-l localiza pe Chally. Am nevoie de 3 lucruri pentru a reînvia... Inima, celui mai loial slujitor pe care l-am... Sângele, inamicului meu ereditar și corpul real, al celui reîncarnat. Tu ești Voldemort, frate? Dacă aș fi știut că Elysia și-a pierdut magia, te-aș fi atras aici mai devreme, să știi. Chally! Chally! Grăbește-te, apoi poți pleca acasă. Un vis? A fost doar un vis, nu? Nu, a fost prea real. Elysia... În zilele ce au urmat, Chally părea lipsit de viață. Unicorn cosmic? Mireasă fantomă? Acum zici de vulpea cu 9 cozi? Toate poveștile sunt inventate! Colierul prințului Chad, eroul care a distrus clanul diabolic al vulpilor! Colierul? Băiatul de liceu nu putea rata acea ocazie. Ce s-a întâmplat? Aici e poliția! Sunteți arestați! Magia a apărut, iar Chally s-a întors în camera lui Chad. Aici e! Arborele fermecat! M-au întors în trecut! Ai venit prea devreme! Cu 100 de ani mai devreme, Elysia nici nu s-a născut încă! Eu sunt cea care a creat colierul! Am văzut tot haosul pe care l-a creat! Pe care l-am creat eu! Dar dacă mă întorc înainte să se întâmple toate necazurile, o pot avertiza pe Elysia! Nu! Am încercat de multe ori! Chad trebuie să reînvie! Noi nu putem interveni! Vei putea să intervii doar după ce va reînvia, dar nu vei mai putea să te întorci în viitor! Accept! Voi face orice! Copile, ești mai puternic decât mine! Mult mai puternic! Găsește-o pe Elysia, dar nu interveni! Am încredere că o vei salva, copilul meu! Din acea zi, Chally a observat în tăcere toate evenimentele din viața Elysiei. A văzut-o suferind, a văzut-o crescând și a asistat chiar la momentul acelui destin. Nu! Nu! În sfârșit, în sfârșit m-am întors! Nu, Chally! M-a așteptat mult timp? Chally? Oh, ești chiar tu? Nu, nu se poate! A izbucnit o bătălie aprigă. De ce ești atât de puternic? Dar stai să vezi!
Elisa! În sfârșit, în sfârșit am eliminat cele două creaturi enervante. Cu puținul efort rămas, Charlie a întins colierul vulpii. Imposibil! Niciodată nu vei mai putea să ne rănești din nou! Charlie! Rezistă, Charlie! Nu pot! Ai deja cele nouă cozi, nu-i așa? Tu vei fi noua șefă a satului! N-am nevoie de asta! Te iubesc! Te rog, nu mă părăsi! Eu te iubesc mai mult! Eu te-am iubit primul! Șefa satului? Putere? N-am nevoie de asta! Magia celor nouă cozi de vulpe era atât de puternică, încât putea să aducă pe cineva înapoi din morți. Wow! Oh, mama m-a păcălit din nou! Încă nu mi-am dat seama de ce sunt diferită de ceilalți! Ei bine, pentru că ești copilul meu, o vulpe cu nouă cozi! Și pentru că ești copilul lui! Tati! O persoană care a călătorit în timp de două ori pentru a fi cu mine și vom fi fericiți pentru totdeauna! Când sunt întrebate care este cea mai frumoasă iubire din lume, aproape toate fetele au același răspuns. Povestea de dragoste a sirenei și a unicornului. Încununarea iubirilor a fost o pereche de gemene nespus de adorabile și frumoase. Au depășit multe obstacole pentru a fi împreună. Dar într-o zi, din cauza că erau prea diferiți, au decis să stea separați, să păstreze distanța între cele două copile. Cele două mici prințese au crescut fără să știe prea multe una despre cealaltă. Se știau doar din poveștile spuse de tata sau de mama. Mamă, tata are de gând să vină la Palatul de Gheață? Da, și sora ta, Ori. Oh, sărmana mea fică. Iar și iar. Ea e cea mai frumoasă, bună și cinstită fică, dar nu suportă să trăiască cu mama ei, corect? În același timp, în castelul de foc dintre nori... Tată, nu putem să ne întâlnim doar cu mama? De ce trebuie să ne vedem și cu cealaltă fată în acvariu? Ce se întâmplă? Sângele tău e pe jumătate de gheață, nu-i așa? Pe deasupra, Ginny se va bucura cu siguranță să te vadă. Ea... E atât de ascultătoare. E adorabilă. E plină de viață. Ei bine, fericirea o înconjoară din toate părțile. Da, spre deosebire de mine. Înainte de toate astea, cele două erau prea firave. Schimbarea propriului mediu le-ar fi făcut rău, așa că cele două prințese s-au putut întâlni doar când urmau să împlinească 18 ani la petrecerea oamenilor mari. Tată! În sfârșit te cunosc! Mamă! Wow! Uite ce frumos e părul curcubeu al noii prințese unicorn! E mai frumoasă chiar și decât prințesa Ginny! Poftim? Eu rămân de partea micuței sirene Ginny. Nu e nimic mai frumos decât coada ei sclipitoare. Faptul că erau comparate le făcea pe cele două prințese, care nu se plăceau una pe cealaltă, să se urască și mai mult. Cu o zi înainte să împlinească 18 ani, părinților le-au dăruit fiecăreia un prinzător de vise cu care să se roage. Puneți o dorință pentru ceva ce dorești cel mai mult. Și nu uita să nu dorești răul nimănui. Pentru că era geloasă pe sora ei, Ginny și-a dorit să aibă minunatul ei păr. Iar Ori și-a dorit să aibă coada aceea sclipitoare care aparținea sirenei. Îndeplinește-mi dorința, te rog! Deoarece și-au dorit amândouă să aibă ceva ce avea cealaltă, prinzătorul de vise a reușit. A îmbinat ambele versiuni ale celor două surori într-un mod foarte frumos. Tată, mamă, lăsați-mă să mai dorm puțin. Ce? De ce e vocea mea? Voi două? Doamne, ce s-a întâmplat? Ori și Ginny și-au implorat părinții să readucă totul la normal, dar nici măcar ei nu știau încă ce să facă. De acum și până când veți reveni la normal, voi două trebuie să trăiți în armonie. Asta nu e prea bine. Una vrea ceva, cealaltă vrea altceva. Așa că în sfârșit au căzut de acord să-și împartă timpul petrecut în stăpânirea corpului. Când se întâmpla asta, cealaltă era obligată să doarmă.
Dar de ce trebuie să mă duc eu prima la culcare? Pentru că asta este casa mea. Cu privire la această transformare ciudată, pentru a nu speria poporul, părinții au explicat doar că la vârsta de 18 ani, fiind un hibrid, Ginny urma să treacă prin niște schimbări. Cele două surori au fost de acord și au început să se gândească cum să se separe. Mai exact, în dimineața următoare, când Ori s-a trezit, a început să-i facă tot felul de necazuri sorei ei Ginny. Însă, bineînțeles că Ori era la fel de neastâmpărată. Înainte să adoarmă, i-a lăsat lui Ginny o mare surpriză. A, cum îndrăznești să faci asta? Se necăjau așa tot timpul. Însă, pentru că au vrut să-și cunoască slăbiciunile și tot ce nu îi plăcea celeilalte surori, Ori și Ginny au început să se cunoască mai bine. Fiecare a înțeles mai bine că sora ei nu e deloc diferită de ea, pentru că au stat despărțite de unul dintre părinți, au suferit foarte mult și au dus lipsă de iubire. Lui Ginny îi plăcea de un tânăr sirenă pe nume Josh, care curta multe fete, era îndrăgostitul oceanului. În trecut, se folosise tot timpul de pasiunea lui Ginny pentru ca el să profite de ea, doar pentru că, în ochii lui, Ginny era prea plictisitoare, nu avea nimic interesant. Dar când placi pe cineva, nu poți să te oprești. Un singur gest, o singură privire neobișnuită din partea lui Josh o făcea pe Ginny fericită toată ziua. Ginny, am auzit că sora ta drăguță doar ce a venit aici. Fă-ne cunoștință! Aflată în stăpânirea corpului, Ori a simțit pericolul și a început să-l urască pe Josh. Ori l-a ignorat cu bună știință și s-a purtat rece cu el. Atât eu cât și sora mea drăguță nu suportăm oamenii falși ca tine. Ai face bine să stai departe de noi o bună bucată de vreme. În mod paradoxal, când Ginny, așa cum credea Josh, nu i-a mai arătat că e interesată de el, Josh a văzut în sfârșit ceva interesant la ea. Iar a doua zi dimineață, când i-a venit rândul lui Ginny să se trezească, Josh a venit să o invite la o întâlnire. Până să apuce să se bucure... Ai fost atât de drăguță ieri. Ginny, dacă ai fi fost așa în fiecare zi, mi-ar fi plăcut de tine mai demult. Ginny și-a dat seama că persoana de care îi place lui Josh este Ori, nu ea. De ce e mereu ea? Furia a făcut-o pe Ginny să ia o decizie nebunească. Știind că slăbiciunea lui Ori este frigul, Ginny a început să înoate furioasă către adâncurile înghețate unde oceanul atingea cele mai mici temperaturi. Ce faci? Cele două surori au început o ceartă aprigă. Zgomotul puternic a trezit bestia apelor, care a venit ca o furtună spre ele. Era nespus de puternic și nu voia nici în ruptul capului să le lase pe cele două surori să scape. Ginny a eliberat iute o scoică, folosită pentru a face schimb de informații în ocean, pe care le-a trimis-o părinților lor. Cele două și-au lăsat neînțelegerile deoparte și au lucrat împreună pentru a scăpa de problema cu care se confruntau. Ginny, nu-ți face griji! Sângele de unicorn ne vindecă repede! Putem să rezistăm până ne salvează cineva! Cu toate că învățaseră să-și stăpânească trupul și se ascultau pentru a-și îmbina elementele de foc și gheață, monstrul apelor nu era ușor de doborât. Le-a lovit imediat pe cele două prințese. Pentru că o avea și pe Ori în trupul ei, în fața frigului provocat de monstru, Ginny a început să fie din ce în ce mai slăbită. În același timp, pentru că folosise prea multă putere, părul unicornului și-a pierdut culorile strălucitoare ale curcubeului. Pur și simplu nu e bine! Mă tem că... Nu spune nimic, am eu grijă de tot. Ginny, îmi pare rău că ți-am făcut rău. De fapt, de-a lungul anilor am fost mereu curioasă. Abia am așteptat să te întâlnesc, astfel încât familia mea să fie întreagă din nou. Să încercăm să ne reparăm relațiile cu părinții și să ne distrăm. Ori și-a pierdut cornul de unicorn. Părul ei și-a schimbat culoarea, iar cele două surori au rupt jurământul făcut prinzătorului de vise, recăpătându-și fiecare propriul corp. Ori, hai trezește-te! Îți interzic să adormi! Când Ginny era din nou ea însăși, a reușit să-și exercite puterea. În cele din urmă, părinților au sosit imediat după ce Ginny a leșinat lângă Ori. Mm-hmm.
Ginny s-a trezit prima, dar Ori nu a fost la fel de norocoasă. După ce și-a pierdut cornul de unicorn și culoarea părului, Ori s-a cufundat în neștire fără să se mai poată întoarce. Tată, mamă, să facă cineva ceva, aș face orice ca să te trezesc. Coada! Pot să-i dau coada mea la schimb? Liniștește-te, Ginny, încercăm să... Măcar vă înțelegeți în sfârșit, din păcate... De partea cealaltă a ghețarului e o vrăjitoare puternică. Poate ne va ajuta ea. Ea a fost cea care m-a ajutat să fac rost de picioare, ca să te întâlnesc pe tine. Mama Sirena și Ginny au decis să pornească în căutarea vrăjitoarei, în timp ce tatăl lor a rămas pentru a-și folosi puterea ca să o încălzească pe Ori. Odată reîntregită familia, Ori s-a trezit în sfârșit. Ginny a îmbrățișat-o bucuroasă. Odată cu această întâmplare, Sirena și Unicornul și-au reaprins și ei sentimentele unul pentru celălalt. Părinții ar trebui să fie așa, corect? Corect! Au hotărât să rămână împreună și să nu-și mai oblige copiii nevinovați să mai stea separați vreodată. Prințesa Aurora din castelul de la miază zi se trezise în sfârșit la viață. Clopotul l-a bătut de 9 ori, spulberându mezeara și mărăcinii sălbatici care acoperiseră palatul timp de sute de ani. Aceștia s-au transformat în mii de flori parfumate și fluturi colorați. Dar frumusețea prințesei dispăruse cu desăvârșire. Se transformase într-un strigoi urât și nespus de înfricoșător. Nu! De ce? De ce s-a întâmplat asta? Ce am devenit? Aurora, trebuie să te liniștești. Prințesă, vin să te salvez! Ceva? Sigur nu a mers cum trebuie. Adevărata ta iubire, prințul Filip, te-a trezit. După ce necazul a dat peste Aurora, regele și regina au suferit atât de mult încât în cele din urmă s-au stins din viață. Timp de mai bine de 200 de ani, regatul nu a mai avut niciun prinț sau prințesă. Între timp, în acest ținut, sângele regal era considerat norocos, ajuta regatul să înflorească și să fie ocolit de boli și sărăcie. Oamenii din toată țara așteptau cu nerăbdare să o vadă pe prințesă, dar și să fie martori la nunta secolului cu prințul care o salvase. Legenda spune că există un pârâu care îi poate readuce la viață pe cei care se scaldă în el. Chiar dacă este greu de găsit, câtă vreme există speranță, trebuie să încerci. Zâna ursitoare a făcut o vrajă pentru a-i restabili temporar înfățișarea Aurorei, după care a plecat grăbită. Prințul Filip a rămas captivat de frumusețea Aurorei și s-a repezit să o ceară de soție. Îmi pare rău, nu sunt pregătită pentru asta. Prințesă! De ce nu ai acceptat cererea în căsătorie a prințului? Nu îmi doresc asta. Dar și mai straniu este că în inima mea nu se simte nicio tresărire. Știi, oamenii așteaptă de multă vreme acest moment. Prințul este și cel care te-a salvat. Prințesă, nu ar trebui să dai înapoi. Știu ce trebuie să fac. Simțind apăsarea poporului, Aurora a acceptat în cele din urmă să se mărite cu Filip. Toată țara fremăta de viață, pregătindu-se pentru nuntă, mai puțin prințesa care părea să se ofilească zi după zi. Efectul vrăjii era pe cale să dispară, iar trupul ei începea să se transforme la loc în strigoi. S-a speriat și s-a ascuns departe de ochii tuturor. În noaptea aceea, prințesa plângea cuprinsă de disperare în camera ei când a auzit o bătaie în ușă. Pe balcon fuseseră lăsate câteva flori foarte frumos colorate. În mod straniu, de cum le-a mirosit parfumul, prințesa a început să-și recapete forma umană și florile s-au ofilit pe loc. Doamne Dumnezeule! Am revenit la normal! Din păcate, la fel ca pulberea magică, efectele florilor țineau doar câteva zile. De atunci, odată la fiecare două zile, alt buchet de flori apărea pe balcon. Curioasă, Aurora a stat la pândă și l-a văzut pe corbul pe care îl salvase înainte să se cufunde în somnul de sute de ani. Tu ești?
Cum să fie posibil? Tu ești urmașul ei, nu-i așa? Au trecut 200 de ani. Corbul și prințesa erau suflete pereche și își știau toate secretele. Dacă ai putea vorbi, aș ști de unde ai adus florile. Într-o zi, când Aurora s-a transformat pe neașteptate înapoi în strigoi, prințul Filip era și el acolo. S-a speriat atât de tare încât a aruncat-o de îndată în temniță. Acesta este prețul pe care îl vei plăti, pentru că m-ai păcălit, logodnica mea. Nu am greșit cu nimic. Pur și simplu așa m-am trezit din somnul meu adânc. Mă voi preface că nu știu nimic, dacă nunta va avea loc așa cum am vorbit. De ce? Ce pui la cale? Nu ai niciun drept să te îndoiești de mine, dacă mai vrei să vezi lumina zilei. Pe deasupra, dacă nu ești de acord, voi da știre în tot regatul ce s-a întâmplat cu frumoasa lor prințesă. Aurora nu avea de ales decât să fie de acord în fața amenințărilor lui Filip. În ziua anunții, spre surprinderea Aurorei, Filip le-a dezvăluit tuturor că se transformase în strigoi. Oamenii erau speriați, îi spuneau că e un monstru și aruncau lucruri spre ea, încercând să o alunge de acolo. În clipa aceea, un bărbat monstruos cu aripi negre a prins-o pe prințesă. Jumătate om, jumătate corb! Este Haul! El este fiul maleficei! Așa e! M-am întors să-mi răzbun mama! Prințesa voastră se află sub vraja mea! Oh, salut, prințule! Dacă chiar ești adevărata dragoste a prințesei, atunci vino la marginea prăpastiei să o iei înapoi. De nu, blestem această împărăție să piară în mâinile tale, de îndată ce vei prelua tronul. Prințul s-a repezit să-i urmărească, atât pentru a se dovedi demn de a moșteni țara, cât și pentru a încerca să-i nimicească pe amândoi. Sub ploaia de săgețe a lui Filip, Howell și-a întins aripile pentru a o proteja pe Aurora și a rămas plin de răni. În cele din urmă a rămas fără vlagă și a căzut în prăpastie cu prințesa în brațele lui. La poalele abisului se afla un lac adânc, înconjurat de flori strălucitoare în culorile curcubeului. În sfârșit te văd, prințesă a lui Howell. Închide ochii și lasă-mă să îți arăt o poveste interesantă. Howell este singurul fiu al vrăjitoarei întunecate Malefica. A creat o barieră pentru a opri șopârlele strigoi care zboară de sub abis. Consumând multă energie, Haul a leșinat. Când s-a trezit, a descoperit că prințesa Aurora era acolo și avea grijă de el. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața lui Haul. Apoi Malefica a aflat despre asta. I-a spus lui Haul să se întoarcă și că îl va ajuta să cucerească prințesa. În clipa aceea, s-a gândit doar că o place și că trebuia să o aibă, așa că a găsit o cale să o ducă pe prințesa Aurora în adâncul pădurii. Poate că Malefica avea pică pe rege și regină, dar de vreme ce i s-a interzis să intre în regat, nu putea să se răzbune. În sfârșit a venit ziua cea mare! Prințesa Aurora s-a adus de una singură la mine. E păcat că, pentru binele a sute de ani,
nu te pot distruge chiar acum. Atunci te blestem să dormi timp de 200 de ani, iar când te vei trezi, vei fi sortită pieirii. Până ca zâna ursitoare și armata regală să pornească pe urmele ei, totul se sfârșise. Și-a folosit puterea doar pentru a o captura pe Malefica. Și a îmblânzit blestemul, astfel încât Aurora să doarmă, dar să fie trezită doar de dragostea ei adevărată. Mărăcinii mari și groși au început să crească în jurul prințesei, după care s-au răspândit prin tot castelul, astfel încât nimeni să nu se poată apropia de ea. Lui Haul îi părea rău că a împins-o fără să vrea pe iubita lui în așa ceva. Prin urmare, a pătruns în castel și a rămas lângă prințesă ca să aibă grijă să doarmă liniștită. Timpul a trecut repede. Și toată strădania lui Haul de a trezi prințesa a fost în zadar. Au trecut 100 de ani și dacă tot nu te trezești, știu ce să fac. Există doar o singură modalitate să-i prelungesc viața, să o transform într-un strigoi. Dar oare asta trebuie să fac? Ai încredere în mine. Voi găsi eu o cale de a-ți restabili înfățișarea originală. Dar chiar și după ce s-a transformat în strigoi, Aurora tot nu s-a trezit. Acum, Haul se împăcase cu asta. A acceptat să-i găsească Aurorei un alt iubit, doar ca prințesa să se trezească și să fie fericită. Cu toate astea, prințului nu i-a fost ușor să stea deoparte când au început să apară. Apoi a venit ziua în care a apărut Filip. Iar prințesa s-a trezit. Omul a apărut. Voi pleca și te voi proteja de la distanță, cu dorința să fii fericită. El nu știa că iubirea lui o trezise pe Aurora. Prințesa trebuia să fie fericită, dar când Haul a auzit-o plângând, a știut că prințesa începuse să se transforme în strigoi. Și-a riscat viața și a coborât în abis pentru a găsi antidotul. Haul a dat la schimb 100 de ani de evoluție pentru una dintre florile mele. Avea doar 1000 de ani de evoluție. Florile pe care i le-a adus prințesei consumaseră deja cea mai mare parte din ei, iar Haul a ajuns să fie sleit de puteri. Gata cu vorba! Am adus-o aici! Te rog, fă-o la loc un om întreg! Accept orice preț! Dar ce ți-a mai rămas de oferit în schimb? Poate aceste aripi frumoase de corb? Ce crezi? Nu! Te rog, nu face asta! Minunea s-a întâmplat. Haul a adus-o pe frumoasa prințesă la mal, doar că aripile nu mai erau la locul lor. Zeița lacului, te rog să-i dai înapoi aripile și puterea magică lui Haul. Voi rămâne un strigoi pentru tot restul vieții mele. Ascultă, Aurora, regatul tău încă are nevoie de tine. Dacă nu te întorci acum, va rămâne fără stăpân. Vrei ca oamenii tăi să cadă în mâinile cuiva atât de viclean ca Filip? Ți-am mai spus mai devreme că eu am fost cel care te-am blestemat, iar acum că ți-ai recăpătat forma de om, te vor accepta cu bucurie. Deodată s-a auzit sunetul care anunța că păsările strigoi care păzeau abisul erau pe cale să se trezească. Vom fugi pe potecă și vom părăsi valea. Însă, cu doar câțiva pași înainte de marginea stâncii, Aurora nu a fost atentă și a alunecat. Chiar dacă strigoii îi ajunseseră din urmă, Haul și-a folosit puțin din forța rămasă pentru a o proteja pe cea pe care o iubește cel mai mult. Până să se transforme de tot în strigoi, Haul a reușit să o ducă pe prințesă într-un loc sigur.
Lacrimi fierbinți au început să cadă pe obrajii triști ai prințesei. Nu ai apucat să-mi spui în față că mă iubești? Vino înapoi, Haul! Dacă nu te arăți, o să fiu foarte supărată pe tine! Aurora, slavă cerurilor, te-ai întors! Aurora a scos la iveală adevărata fața lui Filip și a anunțat că Howell a fost cel care s-a sacrificat ca să o salveze. A urcat pe tron, a devenit o regină puternică și a făcut viețile oamenilor fericite. Însă numai regina știa cât de mult suferă sufletul ei în continuare. În scurtă vreme, zâna ursitoare s-a întors, aducând cu ea aceleași flori în culorile curcubeului pe care i le adusese și Howell. Cu puterea vântului, trimite-i această floare. Mâine, după ce îmi termin treburile, te voi vizita din nou. Pe neașteptate, un roi de fluturi strălucitori s-a ridicat din abis, purtându-l pe Howell, acum doar un om. Aurora! În cele din urmă, iubirea corbului negru, fiul răufăcătoarei, a fost răsplătită. Nunta tânărului duce William și a prințesei Vivian a avut loc într-o frumoasă zi de primăvară. Domnițele și cavalerii s-au adunat cu toții pentru acel moment sacru. William și Vivian, veți rămâne împreună pentru tot restul vieții? Mă opun! Oh, nimic, nu vă temeți. Am protestat doar pentru că voiam să felicit încă o dată mireasa, care obișnuia să fie cea mai bună prietena mea. Prințesă, asta... Dragii mei prieteni, sper că veți fi fericiți, chiar și pentru o zi. Oh, auzi strigătele și mustrările prințesei care are cea mai îngrozitoare înfățișare și atitudine din istoria regatului miraculos. Și ce? Cuvintele astea le-am învățat pe de rost. Logodnicul meu s-a căsătorit cu cea mai bună prietenă de ale mele. Ei bine, credeam că nu există nimic mai rușinos decât asta, până când l-am întâlnit pe el, cavalerul Duncan, care a fost răsplătit de rege pentru faptele sale mărețe. Împreună cu aurul, argintul și comorile, a primit gloria vieții sale. Și totuși, îndrăznește să mă refuze în fața tuturor invitaților. Iar aud în jur vorbe pline de dispreț despre mine, cea care a fost abandonată de toți. Ei cred că e normal să fii respins doar pentru că ești urât. Ce am făcut greșit? Nici eu nu vreau să fiu atât de urâtă. Ajungând la limita îndurării și în ciuda zvonurilor că vrăjitoarele sunt rele și trădătoare, tot am pornit în căutarea ei. O, tu, vrăjitoare măreață! Dă-mi puterea de a face ca orice bărbat din lume să fie fermecat și îndrăgostit nebunește de mine. Vraja iubirii? Palpitant! Nu e imposibil, doar că magia asta are limitele ei. Nu poate sta în calea iubirii adevărate, prințesă. Nu mai am nevoie de iubire adevărată. Stai puțin, nu ai nevoie de asta. Mai devreme sau mai târziu, alesul tău va veni. Când îl întâlnești, trebuie să-l convingi să te ia de soție în cel mult 14 zile. Altfel... Știu, care e șmecheria? Nu am nevoie de aur sau comori. Dacă nu reușești să-ți duci misiunea la capăt, vei deveni o fiară pentru totdeauna și îmi vei păzi turnul cu clopote. Așadar? Asta e... Jocul acesta este prea periculos. Înțeleg, dar când mi-am amintit de râsetele ironice la adresa mea, am renunțat. În plus, dacă el este sortitul meu, 14 zile vor fi suficiente pentru a-l convinge să fie al meu. Imediat ce am părăsit turnul vrăjitoarei, vraja iubirii a avut efect universal. Toți bărbații pe care i-am întâlnit au fost atrași pe loc. La început mi-a plăcut asta foarte mult. Păcat! După doar câteva zile, m-am plictisit de oamenii ăia enervanți. Realitatea e că nu avem nevoie de mulți oameni care să ne iubească cu farmece neînsemnate, ci de cineva care să ne iubească cu adevărat. Și a venit și ziua aceea, ziua în care l-am întâlnit pe singurul care nu a fost afectat de vraja iubirii. De ce tu? De ce nu pot fi eu? Dar cum? Dacă nu mi-ar fi teamă să mă transform într-o fiară a turnului de clopote, nici n-aș băga în seamă pe cineva ca el. Dar, bine, mi-e frică. De atunci, în fiecare zi fac tot ce pot să-l cuceresc pe Duncan. Desigur, el mă evită mai ceva ca pe apocalipsă. E în regulă. Lucrez cel mai bine sub presiune. Jurnalul primei zile.
I-am trimis lui Duncan o invitație la petrecerea mea. Încă un refuz. Pentru prima dată nu mi-a fost frică. S-a dovedit că lucrul înfricoșător este că urmează și o a doua oară, sau chiar a treia oară. Jurnalul celei de-a doua zile. De data asta, cu mai mult efort, trebuie să mă chinui să aflu care sunt pasiunile lui. Ce om plictisitor! Se antrenează cu sabia toată ziua! Așa că mi-am sacrificat somnul și m-am trezit mai devreme ca să merg cu Duncan la antrenamente. Nu a fost atât de ușor pe cât credeam. Nici măcar nu am putut ridica sabia. Nici ziua următoare nu a fost mai bună. Chiar am căzut din picioare. Iar Duncan a trebuit să mă ducă acasă. Drăguț, nu? Ca să-i mulțumesc pentru acel moment romantic, am băgat spaima în slujitoare, pentru că am intrat eu în bucătărie și i-am pregătit lui Duncan mâncarea preferată. Ce fică bună! Aproape că i-am oferit tatălui meu ocazia să aibă o bucătărie nouă. Dar rezultatul nu a fost chiar atât de rău. Nu e chiar atât de rău. Mi-am dat seama că la început făceam totul superficial, dar pe măsură ce a trecut timpul, se pare că am devenit cu adevărat interesată să-l cuceresc pe Duncan. E ciudat cum, respectând planul, m-am implicat cu adevărat, chiar dacă nu asta era misiunea mea. În cele din urmă, eu am fost cea care s-a îndrăgostit de el. Înainte să se încheie cea de-a 14-a zi, am riscat totul și l-am invitat pe Duncan din nou la petrecerea mea. Nu spune nimic, doar hotărăște-te dacă vei veni sau nu. În ziua aceea, dacă nu apari, îmi voi anunța logodna cu altcineva la petrecere. Dacă vii, voi renunța la toată mândria mea ca să-ți spun ce simt. De ce bărbații trebuie să facă mereu primul pas? De data asta, voi lua eu inițiativa. Tot ce vreau e să vii. Doamne, nu mi-ai dat șansa asta. Am așteptat și am așteptat la petrecere. Părea să fie o veșnicie. Când oaspeții au început să plece și ceasul a bătut miezul nopții, m-am transformat treptat într-o fiară cu inima frântă. Văzând asta, oamenii din jur m-au alungat. Ba chiar au folosit torțe și arme ca să mă atace. Nu, vă rog! Nu voi face rău nimănui! Vă rog! Când m-am speriat și am fugit spre turnul vrăjitoarei, l-am văzut pe Duncan. Întârziase. Era plin de răni. Voiam să-l întreb ce s-a întâmplat. De ce s-a portat așa cu mine? Însă era prea târziu. Duncan a insistat să vină după mine, dar eu m-am ferit să-l văd. Jean, sunt eu! Te rog, deschide ușa! Nu, pleacă! Am devenit o fiară urâtă, mult mai urâtă decât înainte. Nu mai pot să văd pe nimeni în lumea asta, mai ales pe tine. Nu mă acuzai tu mereu că nu sunt frumoasă? Niciodată nu te-am urât pentru că nu erai frumoasă. Jean, am și eu suferințele mele. Dragonule, nu-i face rău cavalerului! Fata aceea a suferit o arsură gravă pe față pentru a mă salva, așa că mi-am jurat să-mi petrec toată viața încercând să o răsplătesc, chiar și cu viața mea. Dar după ziua aceea nu am mai reușit să aflu nimic despre ea. Apoi am fost nevoit să mă antrenez cât mai repede pentru a merge la război și abia acum am avut ocazia să mă întorc în capitală. Te-am respins doar pentru că trebuie să-mi plătesc datoria față de binefăcătoarea mea, nu pentru că nu ești frumoasă. În ziua aceea, te-am refuzat cu repeziciune în fața multor oameni. Îmi pare foarte rău. Apoi, am fost destul de surprins când ai încercat să te apropii de mine în loc să-mi porți pică. La început, faptele tale mă enervau. Nu mi-am dat seama când totul, tot ce venea de la tine mă impresiona cu adevărat. Cu timpul, mintea mea a început să nu te mai respingă. Dar totuși ai ales să nu apar la timp. Înainte de a ajunge la petrecere, vrăjitoarea mi-a trimis o scrisoare. În ea scria că dacă mă duc în pădure, îmi va spune cine m-a salvat. M-am îndrăgostit de tine, așa că nu mai puteam să-mi petrec toată viața încercând să-mi răsplătesc salvatoarea. Cu toate astea, am vrut să găsesc o altă cale de a-i mulțumi pentru gestul ei. Când am ajuns, acolo era doar corbul diavolului, animalul de companie al vrăjitoarei. El m-a ținut pe loc. Din cauza lui nu mi-am respectat promisiunea față de tine. Un zgomot puternic s-a auzit. Duncan a spart ușa și a intrat înăuntru. Pleacă! Îți voi face rău!
Sunt aproape complet transformată într-o fiară. Jean, nu-ți fie teamă, sunt aici, nu te voi părăsi niciodată. În acel moment, vrăjitoarea a apărut de nicăieri. Bună, Duncan! Vechiul meu prieten, cel care s-a scăldat în sângele dragonului meu de foc. M-ai făcut să folosesc o grămadă de trucuri pentru a te distruge fără magie. Prin oglinda fermecată, am știut că voi doi sunteți sortiți să fiți împreună. Ce minunat că zeii au fost cu mine și au făcut ca prințesa asta naivă să vină singură aici, în așa fel încât să pot pune la cale planul acesta. Acum să vedem ce poate face mica ta prietenă. În acel moment, părea că îmi pierd mințile. Capul mă durea, mă durea foarte tare. În mintea mea răsunau toate cuvintele care mă forțau să-l atac pe Duncan. Altfel, aș fi înnebunit de durere. Încă puteam să mă văd cum mă arunc spre el. Pur și simplu nu puteam să mă controlez. El era un cavaler, așa că îi era ușor să se apere. Dar nu, Duncan nu făcea decât să se ferească de mine și încerca să nu mă rănească. Îmi vedeam limpede brațul cum se ridică, așteptând să ia viața celui pe care îl iubeam. Jean, îmi pare rău că nu te-am recunoscut mai devreme. Te iubesc! Emoția a început să-mi risipească ferocitatea. Profitând de ocazie, Duncan mi-a smuls cuțitul din mână și s-a aruncat spre vrăjitoare. Când am scăpat de tot de dureri, m-am trezit și Duncan era deja lângă mine. Duncan, ești bine? Vrăjitoarea! Unde este vrăjitoarea? Totul e în regulă. Am distrus-o. Fața mea! Nu mă privi! Jean, se pare că ai suferit mult, nu-i așa? Te iubesc orice ai deveni, oricum ai arăta. Pentru a-și dovedi iubirea, mi-a plasat un sărut cald chiar pe rana urâtă. Duncan mi-a povestit că arsura lăsată de focul magic dispăruse de tot într-o clipită. Când i-am spus de unde am căpătat arsura și am deșirat toate firele poveștii, s-a dovedit că fata pe care Duncan o căutase în tot acest timp eram eu. Grozav, nu-i așa? Tot ce-i mai bun din toate. Pot să mă revanșez și să fiu cu persoana pe care o iubesc cel mai mult. Da, se pare că în sfârșit am reușit să merg la propria mea nuntă. Sunt atât de fericită! L-am cucerit pe băiatul pe care îl iubesc. Cu tine, cum rămâne? Într-o lume magică exista o frumoasă zeiță a păsărilor, Eldora, o zeiță a păsărilor foarte populară și respectată de oameni. Ea deținea magia luminii, ajuta plantele să înflorească și le aducea căldură oamenilor când vremea era friguroasă. Prin urmare, era considerată un simbol al protecției zeilor. Astfel că zilele treceau, iar toată lumea trăia în belșug și căldură. Însă un mare potop a venit peste oameni și i-a lăsat neajutorați. Pentru a-i salva pe toți din calea apelor, Eldora și-a sacrificat o parte din putere pentru a crea un inel de energie luminoasă care să-i protejeze pe oameni. De vreme ce era istovită, s-a transformat într-o pasăre și a fost dusă de ape pe meleagurile oamenilor. Când s-a trezit, Eldora a văzut că un băiat străin avea grijă de ea într-o cameră splendidă. Eldora a încercat să scape, dar era sleită de puteri. Așa că a obosit și a căzut. Mică pasăre, stai liniștită, altfel rănile tale nu se vor mai vindeca. De ce stai acolo? Găsește repede un leac pentru pasărea aceasta. Da, stăpâne. Și tu, eu, prințul Ameris, te-am adus aici din milă pentru soarta ta neînsemnată, ca să-ți salvezi viața de sub ape. Iar tu nici nu te-ai trezit bine și vrei să fugi. Dacă rămâi la fel de încăpățânată și nu vrei să stai liniștită ca să te pot îngriji, te las în voia animalelor sălbatice. Acest om este chiar insuportabil. Fiecare cuvânt ce iese pe gură este plin de amărăciune și mai este și aprig la mânie cu toată lumea. Odată ce-mi recapăt puterile, sunt sigură că te voi pedepsi pentru a răzbuna pe toată lumea.
Cu toate astea, vorbele lui Eldora sunau ca un ciripit, astfel încât prințul de gheață nu înțelegea ce spune și a continuat să aibă grijă de ea în fiecare zi. Cu timpul, Eldora a realizat că, deși Ameris era o persoană iute la mânie și închisă în sine, în interiorul lui avea o fire cum se cade. Pe deasupra, în fiecare noapte se trezea brusc și vedea că Ameris are coșmaruri, murmurând că cineva nu ar trebui să-l forțeze să meargă, și se trezea înspăimântat. Până și chipul îi devenea tot mai mohorât. La un moment dat, Ameris s-a dus la Eldora și a vorbit cu ea despre viață și moarte, ca să poată scăpa de frici și să reușească să adoarmă. Chiar dacă nu știu despre ce sunt coșmarurile tale, sper că puțina putere a luminii pe care ți-o voi da te va ajuta să visezi frumos. Cadoul meu, un semn de mulțumire pentru tine. După câteva zile, rănile lui Eldora se vindecaseră în sfârșit și era nerăbdătoare să se întoarcă în propriul ei tărâm pentru a-și vedea poporul. Văzând cât de nerăbdătoare era Eldora să zboare de acolo, Ameris i-a deschis repede fereastra. Ești bine din nou și cu siguranță ți este dor de familia ta. Oricând dorești, poți să zbori de aici. Deși Eldora se simțea tulburată de privirea tristă a lui Ameris, își făcea griji pentru oamenii din orașul ei natal. Așa că a decis să plece. Îmi pare rău, Ameris. Cu siguranță nu îți voi uita bunătatea și dacă am ocazia voi reveni. După ce Eldora s-a întors în lumea fermecată, a aflat cu bucurie că toată lumea era în siguranță. Ce fericiți suntem că zeița Eldora s-a întors sănătoasă! Norocul a făcut să mă salveze un om. Așa am reușit să-mi recapăt puterea pentru a mă întoarce aici. Eldora le-a spus apoi tuturor povestea ei și a lui Ameris, precum și grijile pe care le avea despre coșmarurile lui Ameris. Oamenii s-au înțeles din priviri și au început să o aline pe zeiță. Înțelegem, zeița! Pentru siguranța poporului și noi ne-am grăbit înapoi pe țărm după ce ne-am recăpătat puterile. Un vechi proverb spune că dacă ești recunoscător, ar trebui să întorci favorul. Deci, dacă ești atât de îngrijorată pentru Ameris, ar trebui să te întorci repede să-l vizitezi. Cât timp va fi plecată, vom avea noi grijă de toată lumea și de acest loc. Vă mulțumesc foarte mult! După ce îmi voi răsplăti datoria față de Ameris, mă voi întoarce și în tot acest timp îmi voi lăsa în continuare jumătate din putere aici pentru a vă proteja pe toți. Eldora și-a luat rămas bun de la oameni și s-a dus înapoi în palatul unde Ameris aștepta cu tristețe ca pasărea să se întoarcă. La început, Ameris s-a bucurat să o vadă pe Eldora, dar în clipa următoare a devenit rece și indiferent față de ea. Cu toate astea, Eldora era obișnuită cu asemenea vorbe și acțiuni, astfel că înțelegea totuși ce gândea prințul. Pentru că scopul ei era să întoarcă favoarea lui Ameris, Eldora căuta mereu în secret indicii despre fumul întunecat din jurul lui. Însă Ameris a observat repede schimbările din încăpere după ce lipsea. Într-o zi, s-a prefăcut că pleacă din cameră și a urmărit pe ascuns ce se întâmplă. În cele din urmă, a văzut cum mica pasăre s-a transformat într-o fată frumoasă și a oprit-o repede să o ia la întrebări. Tu cine ești? De ce te-ai transformat într-o pasăre și ce căutai prin camera mea? Sunt zeița păsărilor din Țara Minunilor și am venit aici să te răsplătesc pentru că mi-ai salvat viața. Vreau să găsesc de unde provine fumul întunecat din coșmarurile tale și să te ajut să-l distrugi. Dar nu vreau să te implic în asta, pentru că acel fum este moartea care îmi va lua sufletul în câteva zile, când voi împlini 18 ani. Moartea? Din câte se pare, în urmă cu 15 ani, tatălui Ameris, regele acestui ținut, pentru că își dorea să învingă imperiul invadator și să apere oamenii, a semnat un contract cu moartea și a fost de acord să-i dea la schimb prima persoană pe care o va îmbrățișa când se întorcea la palat.
Regele se gândea că acest contract era prea ușor, deoarece trebuia doar să îmbrățișeze statuia din sala palatului. Dar nu i-a trecut prin cap că unicul său fiu, Ameris, de nerăbdare că se întorsese tatălui, s-a așezat în spatele ușii și a sărit să-l îmbrățișeze. Când regele a văzut asta, a implorat moartea să-i cruțe viața fiului său. Un contract e un contract și nu am făcut niciodată vreo excepție în acest sens. În plus, fiul regelui e foarte isteț și mi-ar fi o slugă puternică în iad. Regele a insistat. S-a oferit chiar și să-și dea restul anilor de viață la schimb pentru anii pe care Ameris urma să-i mai trăiască. Bine, regele mai are doar 15 ani de viață rămași, adică până în ziua în care Ameris împlinește 18 ani. Atunci voi veni și îi voi lua sufletul lui Ameris conform înțelegerii, după care voi pleca. Apoi, moartea a dispărut în fum și a așteptat ziua în care îi va duce sufletul lui Ameris în iad. Știind că destinul lui va fi scurt, Ameris s-a purtat mereu rece cu toată lumea, deoarece nu își dorea ca cineva să prindă drag de el și să sufere după moartea lui. Eldora i-a promis lui Ameris că va încerca să învingă moartea pentru a-l ajuta să rămână în viață. Dacă vorbim de moarte, ea se teme de lumină. Îmi voi folosi puterea pentru a te proteja. Într-o clipă, Eldora și-a sacrificat toată puterea luminii pe care o mai avea și i-a oferit-o lui Ameris ca protecție. Câtă vreme porți acest glob de energie cu tine, moartea nu va putea să-ți ia sufletul. Ce ai pățit? E din cauză că mi-ai dat mie puterea rămasă și de aceea ești slăbită? Dacă da, atunci nu pot accepta. Eu încă am cealaltă jumătate din putere rămasă în Țara Minunilor, deci dacă mă întorc acolo, îmi voi răcăpăta puterea. În plus, ceea ce mă preocupă cel mai mult acum este viața ta. Oricare ar fi prețul, sunt dispusă să-l plătesc. Eldora, dar eu tot nu pot... Fără să-i mai dea ocazia lui Ameris să-i dea puterea înapoi, Eldora a plecat în grabă. Eldora s-a sacrificat atât de mult pentru mine. Nu o voi dezamăgi. Așa cum Eldora a crescut, chiar dacă Ameris împlinise 18 ani, câtă vreme avea cu el puterea lui Eldora, moartea nu avea cum să-i facă nimic. Cu toate astea, Ameris încă își făcea griji cu privire la starea Eldorei. Așa că a pornit în căutarea ei. Auzind rugămințile lui Ameris, protectorul lui Eldora l-a ghidat către locul în care locuia ea. În ciuda tuturor greutăților, Ameris nu a renunțat la speranța că o va găsi pe Eldora. Pe măsură ce se apropia, Ameris a văzut-o pe Eldora căzând în apropierea Țării Minunilor și s-a dus repede la ea să o ia în brațe și să o întrebe ce a pățit. Pentru că ți-am dat jumătate din puterea mea, când a venit această furtună de zăpadă, eu nu am mai avut putere să o înfrunt și am căzut. Ah! Atunci îți voi oferi puterea luminii ca să te vindeci mai repede. Ameris, tu pune-o jos și lasă-mă pe mine să o iau. Această lumină îmi dă dureri de cap. Dar lumina nu este un simbol al puterii? Trebuia să fii fericită să o primești. Poate că ai fost... Eldora cea falsă a zâmbit, s-a transformat în moarte și ținea în mâini lanțurile din lumea de dincolo, pe care le îndrepta către Ameris pentru a-l captura. Vă rog, opriți-vă! Eldora!
Din câte s-a dovedit, adevărata Eldora a auzit zgomote stranii venind de afară, așa că s-a dus repede să vadă despre ce este vorba și a fost prinsă în locul lui Ameris. Eldora, de ce ai făcut asta? Pentru că în timpul în care am fost cu tine, te-am iubit. Ești un om bun, grijuliu, ajuți mereu oamenii. Prin urmare, sunt dispusă să fac un sacrificiu în schimbul fericirii tale. Nu, nu pot să te las să fii luată de moarte, pentru că de-a lungul timpului am realizat și eu că te iubesc foarte mult. În acel moment, lacrimile lor intense de iubire au căzut, au creat o lumină strălucitoare și au doborât moartea la pământ. Totul părea că merge bine, dar moartea a încercat în continuare să o lovească cu magie pe Eldora pentru a o distruge. Însă Ameris a văzut asta și și-a sacrificat viața pentru a o salva pe a ei. În sfârșit am sufletul prințului Ameris. Vino repede cu mine în iad. Cu toate astea, moartea nu reușea să-i ducă sufletul lui Ameris în iad. Asta pentru că iubirea dintre Eldora și Ameris era atât de nobilă, încât sufletul lui se afla deja în inima lui Ameris și nu putea să plece. De ce? Între două rase diferite, două persoane diferite, două misiuni diferite, există o legătură atât de strânsă. Pentru că este iubire. Un lucru foarte sacru și profund care poate învinge toate dificultățile și greutățile din această viață. Pe deasupra, diferențele dintre noi fac ca această iubire să fie atât de profundă și inseparabilă. Observând toate astea, moartea a admirat nespus de mult sacrificiul celor doi și i-a permis sufletului lui Ameris să se întoarcă în libertate. Vă mulțumesc că m-ați ajutat să înțeleg cât de sacră este iubirea în toate formele ei. Și sper că tu, Ameris, vei continua să aduni virtuți și să oferi binecuvântări pentru a trăi 100 de ani fericiți alături de Eldora. În cele din urmă, Ameris și Eldora au rămas împreună fericiți pentru totdeauna. Aceasta este o poveste misterioasă și bântuitoare despre jucăriile uitate și abandonate, care trăiesc în cimitirul de jucării, sub domnia păpușii prințese Bella. Ce faceți aici cu lumina stinsă? La mulți ani, păpușă prințesă! La mulți ani, cu toate astea, prințesă! În contrast cu atmosfera înspăimântătoare de acolo, toate jucăriile se iubeau ca o familie. Dar uneori, în astfel de momente fericite, privirea Bellei se îndrepta adesea spre regatul zânelor și își amintea de trecut. Cu mulți ani în urmă, era păpușa preferată a frumoasei prințese cu inimă bună, căreia îi plăcea să colecteze jucării. Violet. În mod deosebit, în regatul zânelor se spunea că dacă stăpânul își iubea îndeajuns de mult jucăriile, acele jucării primeau viață. Chiar dacă nu era prea limpede cât adevăr era în povestea asta, copiii își doreau mereu să fie așa, inclusiv Violet. Prin urmare, Violet își dedica mereu gândurile și sentimentele jucăriilor ei, mai ales Bellei. Iar asta a ajutat jucăriile să capete viață într-adevăr. Însă, conform regulilor nescrise din lumea jucăriilor, jucăriile nu trebuie să le permită stăpânilor să afle că au suflet. Dacă nu s-ar fi respectat asta, ordinea în regatul zânelor s-ar fi dat peste cap. Așadar, chiar dacă Bella și celelalte jucării și-ar fi dorit să vorbească cu stăpâna lor, nu puteau să încalce regulile. Apoi, într-o zi, Bella și restul jucăriilor s-au trezit într-o cutie înfricoșătoare. Când au ieșit din cutie, au văzut că ajunseseră în fața unei case învechite din lemn. O, nu! Unde suntem? Unde e prințesa Violet? Ne-a abandonat prințesa? Auzind toate astea, Bella, o păpușă prințesă delicată, isteață și optimistă, a început să-i liniștească pe toți. Stați liniștiți! Poate că a fost o greșeală! Haideți să ne întoarcem la castel ca să aflăm ce s-a întâmplat! Însă, chiar dacă a depășit nenumărate greutăți pentru a se întoarce la castel, adevărul i-a lovit din plin. Bella simțea că i s-a frânt inima. Dar a încercat să rămână puternică și optimistă pentru a ajuta jucăriile să depășească șocul și pentru a găsi un adăpost ca să se ferească de animalele sălbatice.
După câteva zile în care a încercat să încurajeze pe toată lumea, Bella și ceilalți s-au dus în cimitirul îndepărtat. Au început să construiască un mic regat pentru jucăriile abandonate și de atunci au adus și alte jucării și le-au primit în regat. Câțiva ani mai târziu, regatul a întâmpinat o nouă jucărie pe nume Lily. Era aceeași jucărie care o înlocuise pe Bella. Chiar dacă era puțin supărată și nu o privea cu la fel de multă căldură ca ceilalți, Bella a primit-o și pe Lily. Bine ai venit în cimitirul de jucării, locul de vindecare pentru inimile jucăriilor abandonate, ca... Mulțumesc! Sunt gata de o nouă viață! Trebuie să fie un loc foarte interesant! Bella era oarecum surprinsă de atitudinea și starea lui Lily, pentru că în prima lor zi când ajungeau acolo, jucăriile erau tot timpul triste și încă nu acceptau că au fost abandonate, dar Lily se purta foarte normal și era prietenoasă. Bella era fericită să aibă o jucărie atât de optimistă. Cu timpul, Bella și-a dat seama că noua ei prietenă se poartă ciudat. Spre exemplu, Lily era mereu încântată să-și facă prieteni noi, dar de fiecare dată când se încheia discuția, celelalte jucării se simțeau obosite și greoaie. Unele dintre ele se mai și strecurau afară din cimitirul de jucării noaptea. Când Bella le-a spus toate astea prietenilor ei jucării, toți au crezut că Bella nu o place pe Lily și că Lily era doar entuziastă și plină de energie. Tot stând pe gânduri, Bella s-a întors mai devreme decât ar fi trebuit și a văzut-o pe Lily scotocind prin camera ei și găsind cadoul pe care Violet îl oferise în trecut. Se pare că această persoană cu aspect nobil care ne încurajează să începem o nouă viață fără oameni, această păpușă prințesă Bella, este o prefăcută. Încă păstrează aici lucrurile de la fosta ei stăpână care a abandonat-o. De unde știi că asta este ceva ce am primit de la fosta mea stăpână? Pentru că în timpul petrecut cu stăpâna noastră, mi-am dat seama cât de mult te iubește Violet și ce fel de legătură e între voi două. Și chiar dacă Violet te-a aruncat, nu știu de ce, Violet tot nu m-a iubit la fel de mult ca pe tine. Chiar și după atât de mulți ani împreună, Violet m-a abandonat în cele din urmă. Nu știu ce s-a întâmplat între Violet și tine, dar în toți acești ani aici, am învățat să accept trecutul și să respect noua viață a fostei stăpâne și să duc o viață chiar mai bună decât cea de dinainte. Minciuni! Nu e nimic greșit la o jucărie care are ceva de împărțit cu persoana care a abandonat-o. Ei au fost cei care s-au săturat de noi și ne-au aruncat pe fereastră. Așa că ar trebui să ne răzbunăm pe ei, nu să iertăm! Celelalte jucării au auzit gălăgia și au venit repede să vadă ce se întâmplă. Acum că toată lumea e aici, vreau să le împărtășesc și lor povestea secretă a acestui ecuson. După care, Lily le-a povestit jucăriilor despre cearta lor și despre suferința îndurată din cauza fostei stăpâne, punând presiune pe Bella să distrugă cadoul. Dacă încă păstrează cadoul, înseamnă că își iubește în continuare fosta stăpână. Și dacă într-o zi Violet s-ar întoarce după ea, nu ar mai rămâne cu voi să construiți locul acesta. Corect? Eu... Lily spune adevărul! Bella, distruge obiectul acela ca să ne arăți că putem avea încredere în tine! Corect! Corect! Îmi pare rău, pentru că, deși am o viață nouă aici, prețuiesc în continuare acest cadou în amintirile mele ca un îndemn să merg mai departe. Pentru că dacă Violet nu ar fi avut grijă de mine și nu m-ar fi învățat lucruri, nu aș fi avut curajul să conduc oamenii cum o fac acum. Însă, încrederea jucăriilor fusese cutremurată de vorbele pe care le spusese Lily înainte, că Bella păstrase cadoul cu dorința să se întoarcă la fosta ei stăpână și să le lase acolo. Așa că, în furia lor, au susținut-o mai mult pe Lily și au decis să nu mai asculte explicațiile Belle. Pe deasupra, au făcut ce le-a cerut Lily și i-au închis pe Bella și pe susținătorii ei, alăturându-se lui Lily pentru a se răzbuna pe foștii stăpâni. După un moment de încurajare și gândire, Bella a descoperit o cale de ieșire pe sus și chiar dacă i s-a frânt inima, a rupt ecusonul în două ca să se poată cățăra și în sfârșit a scăpat. Dacă Lily a urât-o atât de mult pe Violet, înseamnă că s-au dus la castelul lui Violet. Să mergem să vedem!
Așa cum se așteptau, gașca lui Lily făcea prăpăd prin tot castelul, unde avea loc evenimentul de binefacere. În timp ce Bella și ceilalți prieteni încercau să oprească celelalte jucării, Bella a găsit-o pe Lily și a încercat să o convingă să se răzgândească. Însă, când se certau, au dat la o parte ghiveciul de flori. Prințesă Violet! Prințesă Violet, ești bine? Sunt bine, dar cred că m-a strigat cineva. Cât despre Bella, când a văzut reacția îngrijorată a lui Lily față de Violet, a înțeles în sfârșit totul. Lily, tot ce ai făcut este doar pentru că o iubești atât de mult pe Violet, încât asta a dat naștere la atât de multă ură. Nu! De ce îți faci griji pentru Violet? Eu... Lily, dacă tot ce ai face ar fi să te răzbuni, tu ai avea cel mai mult de suferit. În viață trebuie să iertăm și să învățăm să acceptăm schimbările ca pe ceva bun. Nu-i așa că te-au plăcut cei din cimitirul de jucării? Sper că vei renunța la trecut și mi te vei alătura să ne refacem viețile. Am înțeles! Dar, în timp ce vorbeau, unul dintre gardieni a văzut o siluetă suspectă pe scări și a țintit spre ea. Din fericire, Violet le-a sărit în ajutor. Prințesă Violet, nu știam că erai acolo! E doar o mică zgârietură și am puțină treabă pe aici. Tu continuă să-i ții pe toți în siguranță. După ce l-a văzut pe gardian că s-a îndepărtat, Violet a început să vorbească cu Bella și Lily. Nu mă așteptam să vă văd aici după ce v-am făcut atâta rău. Dar vă rog, nu vă temeți să vorbiți cu mine. Nu vă voi face nimic, prințesă Violet! Din câte s-a dovedit, Violet observase silueta lui Bella și Lily mai devreme, așa că a venit repede să le vadă mai bine și și-a auzit jucăriile vorbind. Asta i-a adus aminte lui Violet că atunci când era copil, primea mereu o grămadă de jucării de la familia regală și plăcea să-și facă astfel prieteni noi. Pe cât de mult le iubea Violet, își dădea seama că și copiii sărmani le iubeau, așa că a învățat să ofere și să împartă lucruri bune tuturor. Prin urmare, și-a donat jucăriile vechi unei case de caritate unde alte persoane puteau să le iubească în continuare, dându-le jucăriilor o nouă viață. Iar astăzi am organizat acest eveniment de caritate ca să îmi donez toate jucăriile, când din senin s-a întâmplat ceva și mi-am dat seama că eu sunt de vină pentru toate astea. Îmi pare rău. Nu știam povestea asta și doar am dat vina pe prințesă pentru că m-a abandonat. Și mie îmi pare rău că nu m-am gândit că asta v-a provocat atât de multă suferință, mai ales... Și mie îmi pare rău că nu m-am gândit că asta v-a provocat atât de multă suferință, mai ales ție, Bella. Prima oară când Violet și-a donat din lucruri la un eveniment caritabil, prințesa era atât de emoționată încât Bella a fost trimisă și ea din greșeală la casa de caritate fără ca Violet să știe. La vremea aceea, Violet s-a dus la micuța casă pentru a o căuta pe Bella, dar nu a mai găsit-o. Așa că familia regală i-au oferit-o pe Lily în locul Bellei, dar Violet tot nu putea să-și uite păpușa prințesă. Nu te întrista, pentru că nu dau vina pe tine. Și orice s-a întâmplat în trecut, cred în continuare că tu și Lily veți avea o viață mai bună. Îți mulțumesc! Dacă vreți să stați aici, sunt gata să vă primesc pe toți înapoi. Poate... Vom alege ori să ne întoarcem în cimitirul de jucării, ori să ne continuăm călătoria cu tine. Ei bine, cred în voi și promit că voi păstra secretă povestea jucăriilor care au suflete. În cele din urmă, Lily a încercat să adune jucăriile și să le ceară iertare pentru greșelile ei în uralele lui Violet și Bella. Pe deasupra, datorită ajutorului dat de Violet, jucăriile au putut să aleagă să stea la palat cu noi stăpâni sau să se întoarcă în cimitirul de jucării.